Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod cu Bebe Moise și viața de boschetar. Pentru că, după cum știți, Bebe Moise a pierdut tot și a rămas vai și amar. Suntem pe serverul Doom România. Ai, ce m-am pus și aici așa? Suntem pe serverul Doom România, băieți, iar dacă vreți să veniți să jucați alături de mine, vă aștept și pe voi aici, aveți linkurile în descriere. Cam pe aici și de Bebe Moise în momentul de față, am reușit să-mi cumpăr și o bâtă în cazul în care apare vreo problemă. După cum vedeți, tochel sunt că aia e măracul ciobu. Aolo, ce-i cu ăsta aici? Osule, stai cu minte că te rup. Răsește zona tu și ceapa ta că te rup cu bătaia, nebunule. Oricine se apropie pe aici, băieți, îi dau de zace. Aici e cartierul meu acum, gen. Hai să văd dacă a fugit sau ori de pe aici. Hai că a fugit. Credeam că fac bâta la spate, că o țin la anorac aici. Vreau să mă duc până la poliție, băieți. Că trebuie să dau de permis. Și vreau să merg până la poliție. Haide, haide, am și o mașinuță, dar n-am permis. Hai mă frate, drum de scuia, nu e de scuia, mă? Gata. Mi-am luat mașinuța asta, băieți, nu e cine știe ce, e un... O Lada, fac Lada. Și e destul de mișto așa, doar că n-am... Hai să-mi pun centura. N-am permis, asta e singura chestie, dar îi dau eu de cap până acum. Și așa, trebuie să am grijă la poliție. Poliția mi-e omoră pe mine, atâta tot. Dacă mă prinde, uite, anul ăsta e taximetrist. Dacă mă prinde poliția, băieți, am cardit-o. Trebuie să conduc cât mai exemplar, gen să nu ies în evidență sau lucruri de genul, pentru că atunci te ia poliția. Te ia, dacă te oprește pentru un semafor și te-a luat, îți dai seama, ripeanu. Bă, voi vă dați seama că înainte să se întâmple toată nenorocirea asta ce s-a întâmplat, noi l-am lăsat pe lingurar la spital. Bă, ce s-o fi întâmplat cu lingurar, bă, băieți, bă? Ce s-o fi întâmplat cu lingurar, bă, că nu știu nimica de el. Mamă, bă, nu mai am, n-am reușit pe mulți din oraș să-i întâlnesc înapoi, bă, sunt foarte mulți în oraș pe care nu știu ce s-a întâmplat nimic de ei, nu știu nimic de... Nici nu știu pe cine să-i mai iau, gen, să zic sau ceva. Să mă încadrez pe prima bandă aici. Asta spală mașină. Da, bine, domne. 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 Ce vrei, domne? Să-mi dau și mie niște bani, vă spăl mașina. Unde s-o spălați, domne, aici în stradă? Uite, domn, gata. Da, domn, am nevoie de bani. Da, domn, ieși mai acolo, 2 lei acolo. Să-mi iau și o pâine, mamă. Domne, ești de aici, din oraș? Da, domne, da. Am nu știu ce s-a întâmplat cu mine, Ai permis? Am permis. Hai puțin că te ajut eu cu ceva. Hai că vin. O, lui poliția în spate. Dar este încuiată. Te-am păcălit. Am glumit, ia vezi acum. Fața dumneavoastră în campare cunoscută. Aolo, vezi că e poliția. Aolo, mă pun în spate. Nu pot să mă... Da, am înțeles. N-am permis, băieți. Băi, n-am permis și m-a luat poliția, bă. Am permis și m-a luat poliția, băieți. Încerc eu să vorbesc? Poate... Tu ești domnul ofice? Da, mă, tu ești Bebe? Am belit-o. Lăsați geamul jos, vă rog. Bună seara, domnul polițist. Bună seara. Bună seara. Agent Adrian Mihai de la Poliția Română. Știți de ce v-am oprit? Domnule, am accelerat prea tare?
Nu, domnule, ați trecut pe culoarea roșie a semaforului. Domne, cum să fie roșie, domne, am forțat puțin, s-a făcut galbenă. Eu pe mine m-a prins în intersecție, pentru că dacă îl vedea special cu taxiul, mi-a tăiat calea. Eu n-am văzut pe noi, eu văzut doar pe dumneavoastră, domnule. Domnul polițist, face și dumneavoastră o faptă bună, n-avem și noi de nimica. E postul Crăciunului acum, face a și a trecut, astea. Domne, Crăciunul. E postul rău, domnule. Revelionului, domnul polițist. Pe postul Revelionului, domnule. Face și dumneavoastră tot postul Crăciunului, măi, până la anul. Îmi dă amendă, mă. Șt, hai că... Păi, de ce nu te... Na. Un buletin dacă se poate? Sigur că da. Să lua și eu cu cum îl dau, mă? Trebuie să-l dau eu, mă, pe băieți? Eu o static. Domnul Sedan. Da, da. Da, da, eu sunt. Păi care dintre voi sunteți? Eu sunt, domnule, eu sunt. De la volan. Permis de conducere aveți? Sigur, domnul, puteți să-mi-l cereți, sigur că da. Îl dă Sedan. Poftiți. Ia dați-mi. Păi mă, permisul, că ai zis că ai permis, mamă, nici ăsta n-are permis. Ia dați-vă un pic jos din mașină. Poftim? Dați-vă un pic jos din mașină. Bă, ne prinde ăsta, bă. Nu prea simulați. Nu știu cum să vezi, eram, dar nu prea simulați. Păi înainte era mai bine, domnule, dar acum am ajuns și eu rău, că am pierdut toată averea, tot și... M-am și îngrășat, că mănânc numai din gunoaie. Urcă-ți înapoi. Domnule Sedan, de data asta da. Vă las cu un avertisment. Data viitoare să nu mai treceți pe culoarea roșie și să respectați regulamentul. Domnul ofițer, vă mulțumesc foarte mult, domnul ofițer. Agent. Domnule agent, vă mulțumesc foarte mult, ați făcut un bine acum în preajma Revelionului, fie ca anul viitor să vă aducă numai bucurii și sănătate. Așa să fie. Seara bună. La revedere. Să trăiți. Puuu, cum a fost asta? Bă, m-a dat jos, mă, că... Vezi că iar e ruși. Aaa, vă rog, cum a fost asta? Noroc că ți-am dat eu actelare repede. Bă, dar noi nu prea semănam. Eh. I-a zis că m-am îngreșat. Bine că nu te-a văzut pe tine, gen. Da. Am stat și eu aici, mai ascuns, măi. Că am auzit când ți-a zis să te dai jos, am zis, bă, stai să mă... Mă, bă, mă, dar ce s-a întâmplat, mă? Bă, am pierdut tot, mă, tot am pierdut. Da, și eu, la am fel. Am pierdut casă, nu mai știu nimic, m-am întâlnit doar cu Andrei și cu... Și cam atât, nu mai știu nimic de nimeni, nu mai știu ce s-a întâmplat, dar cu tine ce-i pe aici? Am pierdut tot, cineva mi-a luat locul. Cum ai ajuns tu din viceprimar să ștergi mașinile la semafor? Nu știu, a fost o zi în care am fost cu cineva de-am băut. Știu că era vorba de ceva acțiuni. Cred că mi-a pus ceva în băutură, că m-am întrezit în stradă, fără casă, fără bani, fără mașină, fără nimic. Ai de capul meu. Mai devreme... Și eu am rămas surprins, m-a sunat Alexia. Când am întrebat, tu ești? Că da. Că păi, pe unde ești? Ce s-a întâmplat? Nu mai avem nimic, deci... Ah, stai. Dar nu știu, nu știu ce s-a întâmplat și tot vreau să aflu ce s-a întâmplat și cine sunt ăia. Chestia e că eu nu prea mai mi-aduc aminte că am nimica. Că mi-a pus ceva să uit, nu știu. Păi nu știu ce s-a întâmplat, Eza. Bine că a trecut și ceva timp de atunci, nu e ca și cum a fost ieri. Da. Da, mi-aduc aminte atâta, gen, știu că am luat ceva acțiuni și m-am dus la bar. Dar de când am intrat în bar, nu mai mi-aduc aminte absolut nimic. S-o fi pus ceva în băutură, sigur. Cred că da, nu știu. Dar la tine ce s-a întâmplat? Poftim? La tine ce s-a întâmplat? Mă, că au venit cu, nu știu dacă știi, când au venit cu mutarea de acolo, ne-au evacuat pe toți, că nu știu ce vulcan erupe și nu știu, ne-au evacuat de acolo și
Am pierdut tot, nu mai știu nimic, a fost urgență atunci, am pierdut tot. Ia stai așa un pic, că mi-am luat și eu telefonul și m-a tot sunat cineva astăzi. Dacă răspunde. Nu știu, nu răspunde la telefon. E ce, spitalul? Nu mai mi-aduc aminte. Dar unde, că noi nu prea veneam aici în orașul ăsta, noi stăteam sus. Voi stăteați, vă mergeați în partea alaltă, eu mai mergeam pe aici, gen, dar nu mai mi-aduc aminte. Păi eu, na, dacă făceam afacerile aici în oraș... Au! Au! Mama, că ăsta asta pe noi? Mamă, ce mă doare capul! Mamă, băieți, stil de mers. Băi! Am căzut stâlpul pe mașină. Te simți bine? Da, da. Mă doare capul și picior. Mi-a intrat piciorul sub ăla, sub torpedo ăla. Oh! Mamă. Trebuie să dacă pot să sun un mecanic, ce mecanic. Hai să mergem la aici, să luăm niște pansamente, stai, ceva. Stai să sun un mecanic. Un mecanic ți-a preluat apelul, hai că l-am chemat și am zis că l-aștept în spital. Aolo, da mă, și cum spuneam, mă, nu știu ce naiba s-a întâmplat, nu mai am casă, nu mai am nimic, am pierdut tot. Lasă-mă, bebe, că ne revenim noi. Trebuie să ne punem pe picioare neapărat. Aolo, de ce de mamă, ce spital mare e aici. Fugiți, mânca, ăștia vor să ne bat. Aici, treaba puteți să părăsiți. Aoleu, domnii doctor, suntem și noi răniți. Ce ați pățit, domnule? De fapt, domnilor. Ce ați pățit? Explicați-ne și după aia vedem cu ce putem să vă ajut. Am făcut, domnule, accident și a căzut un stâlp pe mașină și... Păi, ăsta-i lingura. Aoleu. Păi, linguare, tu ești, mă? Da, eu sunt. Dar tu cine ești? Pe, bă, mă, cum nu mă cunoști? Lingurare! Tu ești, mă? Aoleu. Când nu te-am văzut pe aia, te-ai făcut rocker, mă? Cine, mă, eu? Dacă te-am văzut cu aia pe cap. În curare, tu ești, mă? Da, mă, eu sunt. Tu... A, mă, înțeles, tu ești vicele. Ce puțin, mă, și tu, fii atent, astăzi mă întrebam, domnul vice. Nu știu dacă știi, înainte să se întâmple nenorocirea, din curare era internat în spital, mă, înainte de Crăciun. Te-ai aminte, înainte de Crăciun, mă. Să vii și pe mine, da. Și ce ai făcut, mă? Ai rămas să ești angajat aici? Da, pe asta tot lună și ceva în spital, am început să mă înțeleg cu doctorii, că toți pe aici. Mă plimbam cu scaun cu brotile pe aici, da. Băi, lasă, adune și mă niște bandaje, mă, că ne doare picioarele și capul. Nu, am văzut de una și ceva de zile. Dar poți să ne bași până înăuntru, că... Da, să ne ieșit, hai încoace. Mi-a căzut un stâlp pe mașină. Hai, nu-i ajuta și... Da, haideți să vă ajutăm, haideți după mine. Domnul dumneavoastră, dacă ați terminat aici, vă rog frumos să părăsiți. Pe mă mai doare și pe mine, domnul picior. Nu știu ce cam lăsat, vă bag. Care e camera mea o chestie, bă, colegul? N-am una înțeles. Așa mai mare. N-am ce camera se bag? Una mai mare așa o cameră. Ia stai un pic. Și eu sunt nou aici la secție. Uite aici la birou dacă vrei. Au și pat, domne. Nu, nu. Uitați acolo. Întindeți-vă aici. Pe rând, vă rog. Așa. Da, e decât un pat, domne. Stați așa, vreți să... Ia stai. Dar tu la ce lucrezi, mă, vice? Baia. Eu? Da. Nu mai lucrez la nimic, am. Cum nu lucrez la nimic? La ce am pățit. Și ăsta rocker. Da, spune. Domnul vice, spăla parbețul la semafor. Ne-am dus toți, bă, am ajuns, bă, și amar de noi. Păi eu, nu, de mine e ok, nu știu ce să zic de voi. Eu stau sub un pod, parcă văd iar cu eu. Cum e sub un pod? Păi dacă nu mai am casă, nu mai am nimic. Am înțeles. Pete la mine, închirie mea eventual. Sub ce pot stai, mă? Lângă poliția acolo. Vrei să vii la mine închirie? Acolo stau și eu. Unde stai, mă, că nu te-am văzut pe acolo. P-
Pe acolo e gen ceva mai strâmt, o străduță mai strâmtă. Sunt niște cutii mai... Mamă, ce lupte ai pe tine. Da, spune, ce s-a întâmplat? Unde te doare? Care-i treaba? Că mi-a căzut un stâlp peste mașină. Și m-a lovit plafonul în cap. V-ați lovit la cap? Da. Ia, te faci o grafie, te rog, colegă. Stai să mă uit să văd dacă n-are ceva la cap aici, la E bine că e chiar și se vede ușor. Domnul, sunteți un pic vânăt aici. Tu m-ai pățit ceva? Mi-am prins piciorul la acolo, la mașină, când a căzut ăla pe mașină. Hai că de la tine meu chiar nu e așa important. Ce că să rezolvăm prima dată pe... Domnul, ieșiți afară, vă rog frumos. Domnul cu părul negru. Haideți, vă rog frumos. Mă, se vede că... Dați-mi și mie un paracetamol. Ești cam amețit așa, dar stai, te rog, ieșit acolo pe posta. Să mă sui aici? Da, să ne ieșit. Domnul, nu faceți mișcări bruști, vă rog. Dacă v-ați lovit la cap, stați acolo, în pat întins. Stați așa să mă uit. Dă-și și mie un paracetamol, că mai puțin mă doare cap. Domne, du-te afară, vă rog frumos. Aoleu, domne. V-a mai fost dat odată paracetamol? Că nu mi-ați dat, domn. Dați și aspirina. De fapt, stați un pic așa. Mamă, e 12 noapte ceasul, băiții. Așa, domnul doctor, dădeți-vă un pic de aici. Domnul pacient, dacă nu vă supărați, întoarceți-vă cu capul în partea asta aici, că avem scannerul să vă facem radiografie la cap. Sigur, domnule. Dacă stați invers, nu avem cum. Așa, domnul asistent, du-te după draperia asta ca să nu ai probleme cu razele. Așa. Noi nu avem treabă. Băieți, apăsăm și noi butonul ăla de like sau nimic? Imediat. Te plătește bine, mă, ăștia? Nengurare. Tu ce zici? Păi, nu. Mă, dă-te așa un pic, mă, cum îmi prâng. Față de tine, la spălat de mașini. Da, dar nu-mi știi povestea, mă. Păi, nu, ce să-ți fac? Nu aveați insula aia, ce ați făcut pe acolo? S-a dus, dracu. Bă, când îmi spui, sună ca o poveste tristă. Ce? Știi că, nu știu care a fost problema în ultima perioadă, dar parcă nici nu m-a păsat așa mult de voi. De când m-ați lăsat acolo singur? Dar nu te-am lăsat, m-a venit problema asta, nu vezi că și pe tine te-o mutat aici? Nu. No. Crezi că noi am vrut? Eu din obișnuință, nu ce să zic. Ce obișnuință? Revin imediat. Păi dacă stau acolo săptămână în spitalul ăla, ce să-ți fac? Ia să vedem, băieți, ce se mai întâmplă pe aici. M-am zăpăcit, era și polițaiul ăla, m-am zăpăcit zilnic, venea acolo pe capul meu. Nu știu cum îl cheamă Ciu, ce fac cu Ciu? Băi, cum să se văd? Ciu. Aoleu. Băi, eu mă duc să la domnul... Stați un pic să vă fac și dumneavoastră dacă ziceți că v-ați lovit. Da, când faci colegul tău, că stau după voi. Domnul? Da, domnule, spuneți. Aia, domnule, că m-a lovit la picior, mi-a căzut o... Da. Un stâlp pe mașină și m-a lovit și la cap și la picior. O să mor? Spune-o, bebe. O să mor? Uite, domnule, nu să mor. Stau aici, domnul, nu o să muriți, doar că aveți un început de tumoare. Din păcate. Până spune... Ajutați-mă. Serios? Domnul aici în zonă... A căzut... Stați un pic, vorbesc cu... Haideți în altă cameră. Aveți un pic răbdare să-i spun și domnul aici a pățit, că nu mă înțeleg. Așa. Haideți în altă cameră, că... E mai bine așa. Aoleu, așa dormi, domnul. Așa, bă, pot să stau și eu în pare. Domnul. Stai așa, să-i dau două palme peste față. Hai să se faci. Nu mă uit de palme, că n-ai rost să te chinei. Deci, ce s-a întâmplat? Faceți, domnule, ați adormit. A intrat într-un stâlp, a căzut pe mașină și m-a lovit și la cap. Cred că mi-am pierdut cunoștința. M-a lovit la cap când a căzut stâlpul pe plafon. Ia, vedeți, vă puteți ridica? Și la picior, că nu știu, mi s-a prins și piciorul, gen, acolo, în torpedou, sub torpedou. Dați așa puțin, au. Bine, la picior nu e așa grav, că nu, dar la cap mă doare. Ia, și acum înapoi, vă rog. Înapoi acum, înapoi. Domnul Vice, mai ușor acolo, înapoi, că înapoi. Vă aud aici din cameră. Înainte, nu, că... Așa. Au. Bun. Puneți-vă înapoi în pat.
Iarăși. Vreau să vă dau o veste, păi. Hai, trebuie să stați întins că... măcar să nu cădeți din picioare. Da, stai normal, nu stai în... Stai cumva doar să nu cădeți din picioare. A, și eu să stau pe spate. Stai așa pe spate. Au venit... Radiografiile. Așa și? Păi spune tu că mie așa să-i dau vestea. Ce s-a întâmplat? Ai o mică tumoare pe creier. Ce? Ce? Nu. Bă, cum adică? Nu, nu știu. Nasol ce să zic. Dar cu tratament sper să treacă, ce să zic. Domnul doctor, sunteți sigur? Trebuie să repetăm analizele astea lingurare. Păi, nu, încercăm. Nu știu să... Mamă, simt că mi se înmoaie picioarele. Ceva nu e bine. Ia auziți, băieți, ceva nu e bine, băieți, ceva nu e bine. Capul nu e bine. Mamă, bă, mă așteaptă domnul mecanic afară. Poți să mă duc până afară? Să te duci? Păi nu știu ce să zic. Nu cred să-ți fac ce tratamentul și alea. Colegul ce tratament? M-auzi? Păi să-ți dăm ceva medicamente, să... nu. Hai până afară, să vedem dacă a venit mecanicul. Hai să vin să văd. Hai că chiar o să mai vorbesc cu tine, să ce mai faci. Au. Ok. Domnul Vice, mă duc până afară. Ok, ok, acum mai vin și eu imediat. Bă, lincoare, te-ai ajuns, doctor, pe aici, mă. Păi nu, ce am putut și eu. Și noi toți boschetari. Sunt pe intervenție pe ăștia. Păi puteai și tu să te angajezi în altă parte, ne-ai găsit de muncă. Ce să găsesc, mă? Mă știi pe mine că îmi place munca. M-am băgat cu unii, m-am băgat cu unul pește, niște afaceri, dar îți dai seama, cu pachete, cu alte de cărat. Ceea că eu să mă angajez la ei la service. Nu, dar stai, ai o facultate ceva, nu știu dacă ai. Ai facultatea de jumecher, se pune? De fapt, nu se pune. Uite, asta e mașina mea, mă, și mi-a căzut stâlpul pe mașină. Te-aș băga la o facultate de asta de arhitect, proiectant ceva. Ce să proiectez? E, ce să proiectez? Te bagi la podul, la de-astea. Domnule, sunteți mecanic? Bă, ăsta e la din dote și o să-i ce bătă aici. Salut, băieții! Trebuie să ce bută scoate aici, tu-i paștele lui. Ce-l bă păstă? De cine e ăsta? Nu știu, da, am boală pe el ca pe femeile chiar. Dar nu se deschide. Mamă, s-a stricat, mă. S-a stricat, mă. Nu știu, stric, aveți că o să ai mici pierde de memorie. Da, mamă. Trebuie să nu ai altă cheie. Sau să nu fie mașina ta. Păi nu, cred că s-a stricat telecomanda, că ăsta numai să se încuie vrea. Ia, dă-te așa, dă-te așa de aici, că sunt nervos, dă-te rău de aici. Că spar geamul. Dă-te, aoleu. Așa faci. Dați-vă așa de aici, am zis. Că vreau să spar geamul, să iau băta de aici, să-l bat pe ăsta. Ia, dai cu de mașină. Cu mama ta. Dă-te, domne, de aici, că te lovesc. Oricum îți dau, stai așa. Aoleu, dar nu vrei să te duci de aici. Aoleu, domne. Bă, ce faci, domne? Vezi că scotul la tine bastonul. Că știu cât te-ai de ăștia. Au. Gata, domnul, sunt cu minte. Ești cu minte, a? Intervenție, fratele meu. La mine. Gata, mă, tu ești în regulă. Durița. Da, mă. Ia vino, bă, încoace. Aoleu. Ia vino, bă, aici, băga-mi aș tine. Ce? Stai! Aoleu. Băi, vin aici că te bat. Tu zguri... A. Tu zgurit... Vin aici! Oulu. Eu îl bat pe ăsta și ea se uite la mine. Ai, cât s-o dădeam pe asta, nu vede. Oulu! Lași în gură. Cu zgurița. După mine mă enervești.
O plecat ăla, domnule, o plecat. Bebe, mă, este tot periculos, rămâne băieți. O dați cu el, stați cu minți. Hai, nu te uita așa. O plecat omul ăla, o plecat. S-a lovit și ăsta la cap. Cine? Ci că am eu relații, că s-a ajuns să-și recapete puterea. Păi, prin curare, tu e singurul nostru pilon, să zic așa, din de aici. Păi nu, că am muncit și cam bani, cam atât. Păi, ajută-mă și pe mine cu niște bani. Ajută-mă și pe mine cu niște bani. Da, și pe mine, și pe mine. Vă dau. Vă învăț și pe voi să faceți treabă. Păi ce treabă? Că eu nu vreau să fiu din ăsta, infermier din ăsta. Păi nu te infermier, nu-ți auzi. Te ajută să dai de facultate și te bag la vieții ceva proiectant. Și te bag la ăștia, construcții pe drumul, chestii. Băi, lingurare. Băi, eu nu vreau din ăsta, nu. Băi, lingurare. Eu toată viața mea, n-am pus mâna pe muncă și nu vreau să încep acum. Eu sunt, eu am 3 rânduri de creier, mă. Eu sunt mafiot. Păi și eu am tot 3 rânduri de chirier, dar uite, te vezi, am ajuns sus cu 3 rânduri de chirier. Ne dai niște bani? Școala aia cu sardice de... Nu pot să vă dau, mă. Nu mi-a dat așa ușor banii. Păi da, mă, sunt vremuri grele, ce să zic. Cu ce pot să ajut pe tine acum să-ți fac operația aia? Ce operație, mă, când mă operez? Cum o să tu operezi? După aia mai rău, mai grav. Bă, dacă e să nebunesc, că nebunesc, dar nu mă operez. Păi, dar nu nebunești. Mori. Ce să nebunești? Bebe. Ei. Trebuie să te operezi. Mă duc până acasă, că am alea pe foc. Bebe, bebe, bebe. Ce? Lasă, casă, lasă. Bă, venite de aici. Stai că merg eu, că acolo stau și eu. Stai acolo, că merg și eu. Bă, ce casă, mă? Linguare, nu vrei să ne dai bani, linguare. Azi că pun eu mâna pe tine. S-a ajuns, mă. Da, mai vrut că nu vrut să ne dea și nouă bani. Doamne. Eu aici stau, mă, sub pod imediat. Da, și eu tot aici stau, mă. Da, eu stau pe o stradă, un pic mai în față, gen. Eu aici o las mașina. Nu ți-e frică, mă, să... Uite, știu ce julită e, bă, unde mi-a căzut stâlpul. Era și ea nouă, bă, luată. De-aia te dorea capul, mă, că uite, vezi, a căzut ție, eu am scăpat, mă, mâine, decât așa un pic. Fix la tine a căzut, e partea ta. Eu aici stau. Și eu stau un pic mai în față. E, tu stai pe acolo până eu sau mai în față? Cât mai în față? Acolo, unde e... Hai după mine, nu faci. Băi, bebe, ce-am fost și ce-am ajuns? Bă, boschetar, bă, în halul ăsta, mă. Boschetar. Da. Las, că ne ridicăm noi ușor. Și uite-mă, aici dormeam. E pe aici, stai. Aici e culcușul meu. Vezi? Aici, în zona asta? Păi, da, liniștit. Nu mă deranjează, uite, am și scaun. Stau aici și cu asta mai și tăs ceva. Păi. Nu, păi eu mă duc să dorm puțin. Păi și eu mă pun acum să... Dacă e, ne auzim de dimineață, bine? Da, da. Mă duc să mă odinesc. Okay. Salut. Hai, noapte bună, bună, domnul vecin. Noapte bună, noapte bună. Hai de capul meu, băieți. Bă, l-am găsit pe lingurar, s-a ajuns, bă, lingurar, l-ați văzut, băieți, ce s-a ajuns, s-a ajuns doctor, bă, l-am lăsat la spital, acolo a rămas, bă. Ce să faci, bă, băieți, așa e în viață. Așa e în viață, bă, băieți, mai câștigi, mai pierzi, ce să faci? Aie. Cam acesta a fost episodul, băieți. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, dacă v-a plăcut, rupe butonul de like, deci tu share, fă un story acolo pe Instagram, vă aștept în seara asta la un super live, vă doresc săptămână frumoasă în continuare, v-am pupat pe toți. Pa.
Pam, 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 pam.